Cum vă numiți dumneavoastră? Basiescu, cu Serghe. Așa, ia povestiți-ne cu marmura cum era la Rușchița. La Rușchița, am avut unchi acolo și mătușă. Sora lui tata meu a fost măritată după ăla, era șofer pe mașină și în 86 a murit mătușa mea și m-am dus la... Să-i duc, mi-am dus nou la mormântare acolo și am dus un sal, cum am dus noi, un sal de grâu, cum se face la noi aici, un sal de grâu și îți dea și litri de răchie. I-am dus. Da. Și atunci de-aia îmi spun, m-am dus, dar altădată când m-am dus în cariera aia să văd, în cariera să văd cum se taie. Da. De sus, întreptat, așa cu o fel de... Cum era cu munții, cu munții, cum era? Da, e o munte, câte bogătate, ți-am spus, cum e așa... Trei sferte așa cum se întoarce, cum se întoarce aici la noi. Da, da. Da. Trei sferte, numai pe partea asta cum vin de către Luncai, nu era asta, dar pe partea stângă, și atunci într-una așa, cum o exploata nemții pe timpul ăia, era cu aer comprimat, cred că a fost ceva. Da, da. Se exploatează cu un fel de... Ca o drujbă, cum ar veni. Ca o drujbă, ca un lamă, dar lamă de vreo 2 metri. Cu vidia, cu de-astea, ca să... Lanț, da. Un lanț care merge cu vidia, dar cu apă, da. Furtun cu apă. Ca să nu se răcească, da, ca să, da. E o lamă cu motor electric, nu, la curent, și o lamă cam de vreo 2 metri, cum era atunci, când am fost eu prin 80. Ca să facă calopurile alea mari, da. Calopurile, cum spun, nu mai e să se resim, dar la vreo 2 metri, 2 metri jumate, numai. Uite cum sunt aștia, nu știu, aștia, de ciment, și două, știu cum unții mele, două sau trei punea pe... Pe mașina aia, Titanul, era o mașină italiană, o mai adus, îl năsâp aici, avea, o avut fata la România și măritată. Dar și nemții ziceați că au băgat acolo tehnologie. Nemții, nu, de-aia vă spun, ăștia România, aici, ala, cum vin spre Luncani, ăștia taie. De sus în jos, cu ăștia le taie calup de ăștia. Da, da. Nu știu acum, mulți ani de atunci, din 86. Și nemții, în partea aia, acum, vin drumul, în partea aia, deci aici exploatează la cu România. Da, da. În partea aia se vede cum au făcut cu, așa, aici, așa cum au exploatat, cu aer, numai cu aer comprim, cu aer. Da, ia uite, domnule. Dar are crăpături, aia unde l-au făcut. A, am înțeles. Cred că din aia nu mai exploatat-o, că e crăpată marul. Da, da, da. Și nu ieșeau ca lumea bucățile. Da, v-am spus, cum ar fi dealul ăsta la noi, dealurile. Deal, trei sferi, așa cum e dealul, așa, rotund. Da, da, da. Mai mult de jumătate, cum ar fi, mai dealul la noi. E numai câtă bogătate are acolo în mare bogătate, da. Și mătușul meu a lucrat la un fel de asta, nu știu ce aduceau. Și am avut un nepot, a fost șofer. Mă, și năcaz cartul cu asta, numai e mală, dar știi și asta. Ce era? Mereu de uraniu. Aaa, uraniu, ia uite. Uraniu. Ziceai că e mală, cum să zice? Da. Tot în partea aia, în Rușchița? Nu, lângă, tot în Rușchița, cam de la aia cum au fost nemții, ne exploatau nemții. Avea o basculă din aia cu asta mică, cu ladă mică așa, arabă. Da, da, da. Și mă păzut și care imal, ce faci tu cu imala asta? Nu, că... Dar știi că asta conține uraniu. După părăul morii, așa zicea, era pe părăul morii. Ei aveau chiar la lângă drum, aveau casa acolo și părăul morii, păi nu știu când o fi venit apa, cum vreau reușit din noi la tapa. Da. Era cam pe jumătate. Un părău așa, o părăuță mică, da, da. Dar mergea apă pe ea, nu era ca jumătate de râu, cam ca jumătate de râu ăsta, dacă cum e acum mic. Ăsta, ca apropo, facem o paranteză, râul Poieni, Bega Poieni, Bega Poieni, da. Bega Poieni, care se întâlnește la Curtea, la vreo 8 km, cu Bega Luncani, care Bega Luncani. Se unesc aici, acolo. Da. Aici a mea este Crivina și da. Poieni sus. Și asta, acest baraj de aici, de partea viitoare, s-a făcut în 2011 aici la Pietroasa. După 2011. Când a fost o inundație foarte mare, mi-a povestit dânsul. După 2011 da. S-a făcut, cred că... Era apa până în casă aici, uite, se și vede unde a fost acolo, unde... Da, a fost la noi, nu da. Până acolo, aia da. E din vasă, dar a fost... Da. Nu ai mai putut ieși, era linia da. Ferată aici da. Și era și aici, pe partea asta era linia ferată de Mocănița, de care ducea da. Lemnul de la pădure. Dar atunci nu era desfințată, mi se da. Pare, da. Sau cum n-ai fost. Mai de mult, cred că a desfințat-o, da. Dar știu, o vi veni mai înainte, nu mai rețin, au apa? Fost mai înainte. Altă apă, da. Altă apă, mai înainte, dar atunci a fost mare, când a fost alegerile da. Alea. 2011, atunci a fost grozavă. Da, da, a da. A fost supoară, mă zic, dacă mai ține Dumnezeu mult,
dacă mai ține Dumnezeu unia, păi avea, mergea și prin grădină. Da, da, da. Că era, s-a adus apă multă, da. Fugit pe dealul. Da. Mergea și prin grădină, apa și pe aici. Cum spun ăștia, din cauza despădurilor și asta, că mai... Da, nu, aici da. Nu-i prea, că aici sunt despăduriți de până-i lumea, păi nu. Așa a fost, da, cu despădurile? Uite, acolo, acolo e, uite, golf, Pleșov ăla. Așa au fost de când da, e lumea, nici nu a trebuit să face lemn. Da, da, da. Păi au fost exploatații, exploatări forestiere de când am fost. Eu am lucrat și la linia ferată. La da, 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 asta în mică, 60, la Mocăniță. Da. În 68, 69, da, da. 70, 71, am lucrat și la linia asta ferată. Da, asta. Da, da. Nu știu cât era, 76 sau cât... Nicule, asta e Bega Poieni, mă, așa se numește, Bega Poieni. Păi da. Asta Bega Poieni nu... Dânsul ne povestește de exploatarea care e aici, la Rușchița, la... de marmură. A, păi... Mai la vale, mai la vale. Uite, aici stă aia, Victoria. Victoria, aici stă. Și aia e clou la vale. Asta e Bega Poieni, se întâlnește cu Bega Luncani, aia de acolo, de la... Și aici ne povestește din s-a. A fost inundație, de-aia au făcut acest baraj. Au fost din casa, jănunțul, dar mergea și prin grădină, mă, om, nu numai prin da, locul. Da, da. Mergea pe părăile tăi ce veneau și nu mai auzi, mă, a avut și uraniu. Gunoaiele oamenii de aici și s-au aici, din păcate, uite. Din păcate, uite. Arătăm și urățenia, nu numai frumusețea. Urățenia făcută de oameni, din păcate, uite. Nu a fost așa dezastru cum e acum pe râurile astea să ferească, nu ești că se bea. Cât e de apă curată și limpede și frumoasă și uite și tu, Fanta, nenorocit. La Timișoara s-a făcut și fântâna, dar nu mai beau apă de aia, că era... Nu am avut prieteni bun la Ghiroda, în cartierul Crișana. Ghiroda, da, da, da. În Crișana, acolo, ca așa zic, cartierul Crișana, m-a murit el acum. Căra lemne, tăia lemne, zinile, că și zinile m-a murit. Și pe aici că... era Mocănița, care ducea lemnul de sus din pădure. Eu, unde stăm noi acum, era linia ferată de Mocăniță? Asta a fost 100 de ani. Da. Și au și are uraniu, bă, frate, aici, în munții ăștia, la Poiana. Da, lângă la Ruschit, așa spuneau că a fost... Am învățat la geografie. Mă, omul a fost cărala imală, un fel de material, ziceai că e noroi da, ăsta da, cu piatră. Da, da. Dar la radioactiv, e foarte periculos ăla. Păi, nu, eu zine să știu, aia, da. Mult, oricum, atunci, anii aia, prin 83-86, cărala da. La nepotă, un nepot avea, da. Era jofer pe rabă. Ce frumos să văd culorile toamne, uite, de la pomii ăștia îngălbăniți. Mi-au dat bruma până acum tare. O dat de vreo două ori, dar nu așa tare. Așa. Mulțumim, domnule. Și apoi acolo...